Anunțul oficial nu a fost făcut încă public, dar lucrurile sunt destul de clare pentru clubul ilfovean. Salariile restante față de jucători și retragerea cererii de licențiere pentru Liga 1 sunt câteva din cauzele acestei decizii. Ion Viorel a plecat deja la Buzău, acolo unde vor ajunge și mulți dintre fuștii săi elevi de la Otopeni. Restul jucătorilor sunt în căutări, Dedu semnând deja cu CSMS Iași, în timp ce Pârvu și Bardu se află în curtea noii echipe a Craiovei. Astfel, în cazul în care viitorul sezon al Ligii a doua se va desfășura într-un sistem cu două serii a 14 echipe, seria 1 ar putea fi alcătuită din următoarele formații: Delta Tulcea, CF Brăila, CS Buftea, Unirea Slobozia, Dunărea Galați, Sportul Studențesc, Rapid Suceava, Farul Constanța, ACS Berceni, Gloria Buzău, SC Bacău, CSMS Iași, Concordia Chiajna și, cel mai probabil, Chindia Târgoviște.